Nu pune miere în ceaiul fierbinte. A venit sezonul rece, iar acum suntem mai predispuși ca niciodată la gripe și răcele abundente. Cel mai la îndemână și sănătos este un ceai fierbinte, de aceea foarte multe persoane beau în această perioadă cât mai multe ceaiuri. Puțini știu însă de acest mit sau truc care ne poate ajuta foarte mult. Mierea este un aliment care nu ar trebui să lipsească din casa niciunei gospodine, mai ales că mulți sunt de părere că atunci când dorim un îndulcitor, este bine să înlocuim zahărul cu aceasta. Ce nu știu mulți este că dacă mierea nu este consumată cum trebuie, se anulează toate beneficiile pe care aceasta le are pentru organismul nostru. Mai exact, aceasta își pierde proprietățile benefice în momentul în care este pusă în băuturi fierbinți, cum ar fi cafeaua, ceaiul sau laptele, enzimele din structura sa fiind distruse. De asemenea, dacă este încălzită la 70 de grade, va începe să își piardă și gustul specific. Este foarte important să știți că în momentul în care adaugi mierea, lichidul trebuie să aibă o temperatură potrivită, adică mai mică de 40 de grade Celsius. Ce beneficii are ceaiul? Pe lângă faptul că este foarte gustos, ceaiul are numeroase beneficii pentru organismul uman. Unul dintre acestea este că protejează organismul împotriva bolilor cardiovasculare. Autoarea unor studii legate de beneficiile consumului de ceai a explicat că ceaiul poate fi considerat mai bun decât apa, deoarece este hidratant și, în plus, conține antioxidanți. Un alt beneficiu este că ceaiul previne cancerul, un altul ar fi că previne Parkinsonul. Un studiu efectuat la Institutul Național de Sănătate Publică din Finlanda a scos la iveală faptul că ceaiul și cafeaua duc la scăderea riscului de dezvoltare a bolii Parkinson. În cadrul acestui studiu au fost analizate peste 29.000 de persoane cu vârstă cuprinsă între 25 și 74 de ani, fără un istoric de Parkinson în familie. Persoanelor cu o imunitate scăzută le este recomandat să consume cât mai mult ceai pentru a-și întări imunitatea.